Alexandru Nicolae Soare a câștigat proba de 5.000 metri cu timpul de 14 minute, 26 de secunde și 41 de sutim, cu aproximativ 33 de secunde mai repede decât al doilea clasat, un alergător din Târgu Jiu. Pe locurile 3 și 4 au sosit doi băcăuani, Ilie Corneschi de la Știința și Cătălin Atănăsoaie de la Arena 2011. Toți aceștia au mai cucerit medalii la 10.000 de metri sau la 3.000 de metri obstacole. În schimb, ordinea anticipată la 800 metri nu s-a adeverit. Ioan Zeizan de la Știința Bacău a pierdut locul întâi pentru doar o sutime de secundă în favoarea bucureșteanului Valentin Voicu. Zeizan a trecut printr-o nouă dramă la această a doua medalie de argint a sa la Pitești, după ce fusese depășit cu doar 5 sutimi de secundă de coechipierul său de la CSM Bacău 2010, Cristian Vorovenci, la 1500 metri. La 800 metri, Vorovenci a terminat al treilea, intrând în posesia medaliei de bronz. Majoritatea atleților amintiți au rămas la Pitești, deoarece acolo se vor desfășura la sfârșitul acestei săptămâni campionatele balcanice de atletism pentru seniori, o ultimă verificare oficială înainte de campionatele europene de la Zurich de la mijlocul lunii august.